Bine te-am găsit, draga mea urmăritoare! Acest tutorial cu French de suprafață este o scurtă prezentare a cursului de manicură online din nivelul diverse de pe Patreon. Eu sunt Dascalu Ionelaana și te invit să rămâi în continuare alături de mine pentru a vedea întreg tutorialul. Folosesc o pensulă nail art de la Diamond Nails cu care îmi trasez cu gel alb lățimea French-ului. Această liniuță semnifică lățimea French-ului. Apoi, aceste împărțiri semnifică pe unde îmi trasez laterala French-ului din punctul de creștere și până la această lățime a French-ului. Nu este important să nimărim din prima liniuță, pentru că noi oricum vom umple acea lățime a French-ului. Important este să nu o depășim în exterior, adică pe zona de nude, de gel cover al French-ului, negativul French-ului. Apoi, unesc cele două teșituri, le rotunjesc pentru a fi smile-ul cât mai perfect. Cu atenție, nu vreau să depășesc liniuța de smile, este foarte important să nu îl mai lățim mai mult decât deja am schițat. De asemenea, aici este important să se termine foarte subțire acea liniuță în punctul de creștere, altfel nu va arăta profi. Și de asemenea este foarte important ca cele două liniuțe din punctul de creștere să fie egale, nu una mai sus și una mai jos. Apoi umplu toată lățimea de French și polimerizez la lampă aproximativ un minut. Pentru că gelurile albe sunt foarte pigmentate sau cel puțin acesta al meu este foarte pigmentat și este nevoie de un minut sau chiar mai mult pentru a se usca la lampă, să fim sigure că este uscat. Am aplicat și top coat fără strat de dispersie și gata French-ul meu. Urmează să mai vezi câteva frânturi din alte forme de unghii tehnice cu French alb de suprafață. Draga mea urmăritoare, pentru a vedea în detaliu acest curs, te invit în privat pe Facebook sau Instagram cu numele dascaluionelaana să îți ofer mai multe detalii despre abonamentele cursurilor de manicură online de pe Patreon. Sunt mai multe niveluri, unele au chiar și limită de abonați, limită de înscriere la nivelul întreținere și construcție. La întreținere mai sunt câteva locuri disponibile, însă la construcție în acest moment mai sunt doar două locuri disponibile. Construcție este nivel premium, așa că îți recomand cu încredere să te înscrii în acest nivel de construcție. Însă, de asemenea, poți să te înscrii și în acesta diverse, în care vei găsi întreg cursul cu French alb de suprafață. Iată, aplic top coat și gata! Foarte frumoase sunt aceste tipsuri cu French alb de suprafață. Splendid rezultatul, nu-i așa? Lasă-mi în comentariu. Draga mea, dacă îți plac tutorialele mele, îți place cum explic și ce vezi în tutorialele mele, nu uita să te abonezi la canalul meu, să dai like și share. De asemenea, te aștept în privat pentru detalii despre abonamentele cursurilor de manicură online. Pupici!